După ce a plecat Carmen Șerban, concurenții au luat o pauză, au ieșit pe terasă. Antonio a calculat, doamne Ana, la câtă viață este pe acest pământ. I-a spus, cred că este la a treia viață, ceva de genul. Știți că Antonio este pasionat de numerologie, de zodii. Hatice, care era pe canapeaua alăturată, a auzit și ea și i-a zis să-i spună și ei la câta viață este. Antonio i-a zis că este la prima viață pe acest pământ. Doamna Ana a început să râdă și i-a zis lui Hatice, trăiește-ți viața, fată, ești la prima viață, auzi, mai ai o grămadă de timp de trăit. Mihai spunea lui Hatice că și lui a calculat Antonio la câta viață este și că el este la a șaptea sau a opta viață și îi zicea lui Hatice, eu sunt un spirit bătrân, de aia sunt așa de înțelept.